Salut, prieteni! Ascultați lectura cărții Maranata. Domnul vine! 23 august Îngerii pot vedea semnul lui Dumnezeu pe frunțile oamenilor. Text biblic Am văzut alt înger urcând dinspre răsărit, având sigiliul Dumnezeului celui viu. Și el a strigat cu voce tare celor patru îngeri, cărora le-a fost dat să vată pe pământul și marea, spunând – nu vătămăți pământul nici marea, nici copacii, până când vom sigila pe slujitorii Dumnezeului nostru pe frunțile lor. Cartea Revelației, capitolul 7, versetul 2 și 3. Toate lucrurile în lume se află într o stare de neliniște. Națiunile sunt furioase și se fac mari pregătiri pentru război. O națiune complotează împotriva altei națiuni, și o împărăție împotriva altei împărății. Ziua cea mare a lui Dumnezeu se apropie în mare grabă. Dar cu toate că națiunile își mobilizează forțele pentru război și vărsare de sânge, porunca îngerilor este încă în vigoare ca ei să dețină cele patru vânturi până când slujitorii lui Dumnezeu vor primi sigiliul pe frunțile lor. Deocamdată cele patru vânturi sunt ținute în frâu până când slujitorii lui Dumnezeu vor fi sigilați pe frunte. Apoi puterile pământului își vor pune în mișcare forțele pentru ultima mare bădălie. Cât de atent ar trebui să profităm de puținele momente rămase din timpul nostru de probă. Mințile ce au fost învățate să lase gândirea să rătăcească fără control, trebuie să se schimbe. Gândurile trebuie să fie centrate în Dumnezeu. Acum este momentul de a depune efort serios pentru a învinge tendințele naturale ale inimii firești. Sigiliul viului Dumnezeu va fi așezat numai asupra acelora care vor manifesta o asemănare cu Hristos în caracter. Vor fi doar două categorii de oameni, fiecare grup având o clară distinție. Fie sigiliul viului Dumnezeu, păstrarea sabatului, fie semnul fiarei sau chipul său, păstrarea duminicii. Ce este sigiliul Dumnezeului celui viu care este pus pe frunțile poporului său? Este un semn pe care doar îngerii îl pot vedea, nu și ochii umani. Pentru că îngerul nimicitor trebuie să vadă acest semn al răscumpărării. Mintea inteligentă a văzut semnul crucii de pe Golgota în fiii și fiicele adoptației Domnului. Păcatul călcării legii lui Dumnezeu este eliminat. Ei au puse hainele de nuntă și sunt credincioși și ascultători de toate poruncile lui Dumnezeu. Domnul nu-i va scuza pe cei care cunosc adevărul dacă nu ascultă de poruncile lui prin cuvânt și faptă. Aici se termină meditația pentru astăzi. Domnul să te binecuvânteze. Amin.